În rândul salariaților Poștei Vasluiene s-a stârnit un adevărat val de nemulțumire. Oamenii se gândesc cu groază că, la fel ca și colegilor din Huș, oricând pot să rămână fără loc de muncă. După ce au muncit ani de zile în cadrul oficiilor poștale, oamenii se văd acum nevoiți să plece acasă. Când din mâine sunt concediați la Huș 25 de oameni, iar în continuare urmează reorganizarea, reașezarea, redistribuirea, structurarea subunităților poștale astfel, încât trebuie să plece, cred că în jur de 50, 60, 70, dacă nu 100 de oameni. Și-au cumpărat cauciucuri, tastaturi, mouse-uri, rechizite imprimate, cu gândul că poșta o să meargă înainte. Da. Și ăștia au furat de o spart. Iar noi acum, șefii de OJP, suntem puși în situația să-i trimitem acasă. Oficiul poștal din Huș a mai fost propus pentru restructurare, deși sindicaliștii susțin că nu existau motive temeinice. De fiecare dată însă, în urma intervențiilor șefilor de la județ, propunerea a fost revocată. Acum nu se mai poate face nimic, deși se lucrează cu deficit de personal. Noi lucrăm cu un deficit de personal de anul trecut, din iulie. La momentul ăsta avem concedii neefectuate din 2012, avem 5 șoferi lipsă, avem 5 mânuitori de valori lipsă, avem vreo 9 oficianți lipsă, care nu putem lucra așa la nesfârșit. Începând cu data de 7 februarie, se organizează un meeting la București, un pichet de protest la București, la sediul companiei. Pe 12 februarie o să avem un meeting de protest în București, de mare amploare, la care sper să vină poștași din toată țara, cu mic, cu mare, fiindcă ce se întâmplă acum este crimă împotriva Poștei României. Sindicaliștii amenință cu proteste în stradă împotriva restructurărilor din sistem. Între timp însă, întreaga activitate din zona Hușului va fi preluată de poștașii oficiului din Vaslui.